Ca în fiecare an, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă așteaptă absolvenții de liceu din Roman, seria 2016, la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă în vederea luării acestora în evidență. Absolvenții din promoția 2016 trebuie să știe că dacă doresc să beneficieze de indemnizații de șomaj, precum și de posibilitatea de a-și schimba calificarea pe care a obținut-o ca urmare a finalizării școlii, se pot înscrie în evidența instituției noastre în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Vor intra în evidență ca persoane în căutarea unui loc de muncă sau șomeri neindemnizați, iar la expirarea perioadei menționate vor deveni șomeri indemnizați. Timp de 6 luni, absolvenții care nu au reușit la o formă de învățământ superior sau post-liceal vor putea beneficia de o indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei, dar și de servicii de consiliere privind modul în care se poate obține un loc de muncă. În aceeași perioadă, tinerii absolvenți pot urma și o formă de recalificare în alt domeniu decât al specializării obținute în timpul liceului. Pentru absolvenții, indiferent de forma de studii absolvită, indemnizația de șomaj are valoarea de 250 de lei și se acordă pentru o perioadă de 6 luni. În perioada în care absolvenții sunt în evidența instituției noastre, beneficiază de servicii specializate de informare și consiliere, precum și de cursuri de calificare, repet, în domenii în care în domenii în care doresc să își schimbe calificarea obținută ca urmare a absolvirii studiilor. Cei care nu vor reuși să intre într-o facultate și sunt în căutarea unui loc de muncă trebuie să se prezinte la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din Roman, strada Olteniei, numerele 23-25.